Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă cu totul și cu totul deosebită și super gustoasă. Vom face lapte cu orez în stil indian! Da, ați auzit bine, în stil indian, este cu totul și cu totul ceva nou, super delicios și super aromat. Haideți să vă prezint ingredientele! Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Un litru de lapte, un lapte de preferat cât mai gras, 200 de grame de orez, 6 linguri de zahăr, 50 de grame de nucă sau migdale după preferință, 20 de grame de șofran și 10 grame de cardamon. De doar atât vom avea nevoie pentru a face acest deliciu de rețetă. Este un desert super simplu pe care îl mâncăm și noi, dar nu făcut în felul acesta, în stil indian. Haideți să începem! Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem litrul de lapte într-o cratiță pe foc. L-am lăsat să dea în clocot și apoi, când e laptele fierbinte, trebuie neapărat să facem următorul procedeu. O să luăm un bol de acesta mic și o să punem un polonic de lapte în el. Din laptele acesta care l-am dat în clocot. Un polonic, eu o să pun două, polonicul meu este foarte mic. Eu o să puneți un polonic normal. Am luat polonicul și acum voi pune șofranul despre care v-am vorbit peste lapte. Acest procedeu este foarte important ca șofranul să-și elibereze aroma în lapte. Vom lăsa șofranul să stea în lapte, iar noi vom continua cu laptele care ne-a mai rămas pe foc. Acum este momentul să punem cele 6 linguri de zahăr. Puneți mai puțin dacă nu vă place foarte dulce, asta e după gustul fiecăruia. Acum voi pune și câteva bobițe de cardamon. Cardamon verde neapărat. Amestecăm puțin. Lăsăm să dea un clocot. Iar când laptele începe să dea în clocot, vom adăuga orezul. De preferabil este să folosiți orez cu bob lung și neapărat spălat și înmuiat. Puteți să-l lăsați la înmuiat chiar și 3-4 ore, cu cât îl hidratați mai mult, cu atât mai bine. Sper că s-a înțeles procedeul. Este foarte important ca să lăsați șofranul la muiat în laptele fierbinte, separat, să-și elibereze aromele, și restul de lapte îl lăsăm pe foc cu zahăr, cu cardamon, până când va începe să dea în clocot din nou, pentru că eu l-am tras de pe foc ca să iau laptele pentru șofran. Așteptăm să dea în clocot, după care vom introduce orezul. Este un fel de lapte cu orez de-al nostru tradițional românesc, doar că acesta este în stil indian, cu diferite condimente, arome mai exotice și vă asigur că este mult, mult mai gustos. Deci e o nebunie. Este un desert dulce care se face de foarte mulți ani în India și mai ales se face în serile cu lună plină. Cum e seara aceasta, de exemplu, nu știu dacă știți, de seară vom avea lună plină, iar acest desert se lasă peste noapte în lumina lunii și se servește dimineața pe stomacul gol. Zice că îți aduce un plus de bucurie, de succes, de noroc, de iubire. Așa că vă invit să-l încercați. Acum vom pune orezul. Am pus și cele 200 de grame de orez, pentru că laptele a început să dea clocot. Și acum, bineînțeles, că trebuie să stăm lângă aragaz, să amestecăm din când în când și să lăsăm să fiarbă orezul.
Și o să vedeți, când orezul este aproape fiert, mai trebuie să adăugăm ceva. Dar acum așteptăm să fiarbă orezul până aproape de final. Când orezul este aproape fiert, deci la 3 sferturi din timpul lui de fierbere, orezul fierbe undeva la 20, maxim 25 de minute, deci undeva la 15 minute, ce facem? Adăugăm laptele nostru cu șofran peste. Priviți ce culoare frumoasă a căpătat laptele de la șofran. Îl adăugăm și bineînțeles că amestecăm și mai lăsăm să fiarbă pentru încă 7-8 minute până când orezul nostru este gata. Priviți cât de bine arată, zic eu. Ia priviți, dragii mei, acum a venit timpul să oprim și focul. Orezul nostru este fiert, este gata. Trebuie să aibă consistența unei budinci mai groase, ca să zic așa. Așa arată, miroase absolut extraordinar. Bineînțeles că acum o să-l transferăm într-un alt bol, un bol de preferat de sticlă, transparent. Minunat! Să văd boabele de cardamon, șofranul, miroase demențial și vă asigur că gustul este ceva cu totul și cu totul deosebit. Eu am pregătit acest bol, îl voi transfera aici și apoi vă voi arăta cu continuarea. Revenim! Ia priviți, după cum puteți vedea, am transferat orezul nostru într-un bol. Arată minunat, este o budincă de orez, ca să zic așa. Și acum vom pune, ce aveți? Nuci, migdale, deasupra. Dacă aveți nuci caju, orice tip de nucă. Eu am avut nucă din asta normală, o să o pun pe aceasta. Chiar pe mijloc. Putem să mai punem și 2-3 bobițe de cardamon deasupra. Și bineînțeles, putem presăra puțin șofran. Ia priviți, așa arată orezul nostru, laptele nostru cu orez, în stil indian, cum vreți voi să-l numiți. În limba indiană îi se mai spune și kher. Cum v-am spus, este un desert dulce, absolut delicios. Este o budincă de orez cu cardamon, șofran, nuci. O delicatese, o nebunie, o explozie de gusturi care neapărat trebuie încercată, dragii mei. V-am spus, mai ales în această seară, într-o seară cu totul și cu totul specială, în seara cu lună plină, cea mai spectaculoasă lună plină din acest an, se lasă într-un bol transparent peste noapte, undeva acoperit, bineînțeles, tot cu ceva transparent, la lumina lunii, iar dimineață, pe stomacul gol, se mănâncă din acest desert. Este ceva extraordinar. Bineînțeles că îl puteți servi chiar și pe loc, îl puteți servi cald, rece, fiecare după preferințe. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de lapte cu orez în stil indian. Eu sper că v-a plăcut. Eu zic că arată foarte bine. Gustul vă asigur că este unul demențial. Și miroase absolut minunat, așa că merită să încercați acest desert, dragii mei, și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți dacă l-ați încercat, dacă v-a plăcut, dacă mai doriți să vin și pe viitor cu astfel de rețete diferite, exotice, inedite, ca să zic așa. Vă rog să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Și țin să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră, pentru comentariile dumneavoastră frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă doresc o seară minunată. Nu uitați să vă bucurați de luna plină din această seară. Și vă pup, vă mulțumesc și haideți la orez cu cardamon. Eu acum vă las și vă spun la revedere. Pupici, pa, pa!